Cati. Războiul din Ucraina este evident principalul subiect în presa internațională. Urmărește cele mai noi titluri și analiza experților internaționali, Mihaela Brazdeș. Te ascultăm, Mihaela. Presa internațională tratează, bineînțeles, în detaliu atacurile și bombardamentele din Ucraina, dar aș vrea să vedem prima dată cum tratează presa din Rusia acest subiect. Agenția de stat RIA Novosti are în prim plan un articol în care Rusia acuză forțele armate ale Ucrainei că a reluat bombardamentele în mai multe zone din Republica Populară Donetsk. Potrivit administrației de acolo, zona este în flăcări. O nouă zi a început la ora 5:30 cu noi bombardamente, a spus șeful administrației din zona respectivă, citat de RIA Novosti. CNN vorbește despre un avion de luptă ucrainian, Suhoi 27, care a fost doborât deasupra capitalei Kiev în această dimineață, potrivit ministrului adjunct de interne al Ucrainei. Fotografiile postate pe Twitter de forțele de urgență ucrainiene par să arate un incendiu la o casă cu două etaje, după ce fragmente dintr-un avion au căzut pe ea. Nu este însă clar dacă acestea sunt rămășițele avionului Su-27. Jurnaliștii de la BBC vin cu o poveste emoționantă în legătură cu evenimentele de pe insula Șerpilor. Cei 13 polițiști de frontieră ucrainieni sunt lăudați post-mortem pentru curajul de care au dat dovadă, ținând piept navelor de război rusești care le-au cerut să se predea, au refuzat și au fost uciși în bombardament. Președintele ucrainean Zelenski a lăudat curajul polițiștilor, spunând că toți vor fi decorați post-mortem ca eroi de război. Jurnaliștii francezi de la Le Figaro vorbesc despre o declarație făcută de președintele ucrainean. Rusia va trebui să vorbească cu Ucraina mai devreme sau mai târziu pentru a pune capăt luptei. Cu cât această conversație începe mai devreme, cu atât pierderile vor fi mai mici pentru Rusia însăși, spune Volodymyr Zelenski. Tot Le Figaro relatează și despre măsurile anunțate de Rusia după sancțiunile anunțate de Occident. Banca Națională a Rusiei va sprijini băncile sancționate până acum de Statele Unite ale Americii. Reprezentanții băncii spun că sunt pregătiți să sprijine celelalte instituții bancare cu ruble și cu valute străine. Iar cei de la The Guardian relatează că oficialii ucrainieni se așteaptă ca astăzi, în orele următoare, să aibă loc un atac rusesc de amploare asupra Kievului. De altfel, am și văzut că armata rusă a intrat în Kiev. Totodată, un consilier al ministrului de interne al Ucrainei a declarat că ziua de 25 februarie ar putea deveni cea mai grea zi din război. Ministrul adjunct al apărării din Ucraina a adăugat că unitățile armatei ucrainene apără poziții pe 4 fronturi, dar sunt depășite numeric, potrivit The Guardian.